Bună, dragii mei! Astăzi aș vrea să vă prezint un colet primit de la o prietenă de-a mea, de pe grupul Fetele Pricepute. Am făcut un swap împreună, am decis o sumă, suma de 150 de lei la început, după aceea, până la urmă, am spus că să facem de 200 și aș vrea să desfac produsele împreună cu voi. În primul rând, aș vrea să citesc mesajul de la ea. Mulțumesc pentru această frumoasă colaborare, sper să-ți placă produsele și să rămânem prieteni și să mai colaborăm. Te pup, Cami. Și eu te pup, Camelia, sper să te uiți acest videoclip și de-abia aștept să văd ce lucruri mi-ai pregătit. Și să începem. Avem aici un mesaj. Alt micuț. Ia să vedem despre ce este vorba. Avem un produs în varianta travel size. Eu i-am spus că îmi plac foarte mult produsele în varianta mini, pentru că uneori mă mai duc în excursie și chiar le folosesc. Avem un deodorant antiperspirant cu acid hialuronic de la GeroVital. Mulțumesc mult, Cami, pentru el. Cred că o să mă auziți că am să spun mulțumesc, mulțumesc. Aici o am mereu. Să vedem ce este și aici. Aici avem o geară depilatoare de la Alpha Mekim din Buzău. Nu am mai încercat până acum cera depilatoare, dar chiar aș vrea să încerc, să văd dacă își face treaba. Și avem aici metoda de folosire. O voi încerca și voi reveni cu păreri. Ok. Următorul produs. O secundă. Este acesta. Sper să-ți placă și să-l porți cu drag. Ia să vedem ce este și aici. În cutiuța respectivă aveam un ceas foarte frumos, cu niște floricele albe, de la Lupai, cred că scrie, cuarț. Este foarte frumos, mulțumesc mult, Cami, pentru el. Îl ador. Ok, ia să vedem aici. Și ceva de mâncare. Eu le am mereu în bucătărie. Ia să vedem. Am primit un popcorn cu sare, dar eu chiar am luat săptămâna asta, cred că am avut vreo 20 de bucăți, mi-am luat și o grămadă, încă mai am două, dar mulțumesc mult, chiar îmi plac și chiar le fac și eu în fiecare seară. Am o grămadă și nu mai cumpăr de câte ceri am ocazia, părul meu îl adoră. Aici cred că este un șampon sau un balsam de păr. Ia să vedem ce este și aici. Aici am găsit de la Balea un produs, cred că este, scrie în germană, deci cred că este un balsam de păr cu cocos și piersică, cred. Miroase foarte bine, chiar dacă este sigilat, miroase bine. Am să-l încerc, nu am încercat până acum niciodată balsamul de la Balea. Pentru pensulele tale, ia să vedem ce este aici. Aici am găsit o inimioară pentru curățarea pensulelor. Arată foarte drăguț. Mulțumesc. Pentru un păr frumos. Această dată am găsit un pieptene foarte frumos. E din lemn, cred că este și rezistent. Mulțumesc. Aici mai avem produs. Este preferatul meu. E preferatul meu. Ia să vedem. Aici am găsit un parfum, Imari Fantasy, de la Avon. Nu l-am încercat până acum, chiar am să-l încerc să văd ce este cu el. Ok, după aia avem folosită de două ori. Ia să vedem. Am găsit o pudră de la Outed Girl, Mineral Loose Powder, în nuanța natural. De-abia aștept să o încerc. Dacă greșesc prin pronunție, vă rog să mă corectați. În continuare am găsit încă o chestiuță bune pentru călătorii. Să vedem ce este și aici. Am găsit 5 mini săpunele. Eu mă ocup cu făcutul de săpun handmade, dar le voi încerca și pe acestea, mai ales în călătorii. Sunt în varianta mini. Mulțumesc pentru ele. Mai avem din toate câte puțin. Ia să vedem ce este și aici. Aici am găsit niște mostre de la Nuvege Collagen, Soft Hotels, șampon gel de duș, din nou șampon gel de duș, șampon gel de duș și o mască de la Oriflame.
Mulțumesc pentru ele. După aceea avem aici pentru față. Cred că este o cremă. Voi vedea imediat. Tot de la Oriflame avem un scrub de față cu apă de cocos. Cocoa water. Foarte frumos. Mie îmi place foarte mult cocosul. Ok. Avem aici încă unul pentru buze. Am găsit în aceea un ruj de la Color Trend în nuanța Raspberry Ripple. Ripple. Cred că se citește ceva de genul. E foarte frumoasă nuanța. Hai să-l închid. Să-l pun înapoi. După aceea, pentru zile călduroase. Ia să vedem ce este și aici. Aici avem de la GeroVital Sun pentru plajă, confort și bronz uniform, loțiune bronzantă. Sper să o folosesc la vară. După aia, pentru că ai zis că îți plac, cred că este tot un produs în varianta mini. Și aici avem de la Argan Plus cu jojoba, șampon pentru păr fragil și scalp sensibil, de la Farmec. Aceea. Mai avem aici buze perfecte. Să vedem ce avem și aici. Aici am găsit un lip gloss de buze, e o nuanță de nude, nu știu exact nuanța pentru că nu o găsesc, nu scrie, lip gloss 7,5 ml, este de la Pudelaire Lip Gloss, mulțumesc mult, acum să-l închid înapoi. Ok, după aia mai avem, mai sper să-ți placă culoarea. Așa, mai am trei produse. Sper să-ți placă culoarea. Să vedem ce este și aici. Am găsit o ojă. Foarte frumoasă culoarea. Îmi place foarte mult. Nu prea mă dai eu cu roz, dar culoarea asta chiar e faină. Culoarea 128. Este de la NHC. Mulțumesc și pentru ea. Și mai avem două produse. Ochi mai mari. Ia să vedem. Creionul acesta alb de ochi, chiar vreau și eu să mi-l achiziționez. Este un creion de ochi alb de la Color Trend, de la Avon. Ok, nu prea focalizează. Cred că se vede Color Trend, Avon. Mulțumesc! Și mai avem încă un produs. Bună pentru fard. Ia să vedem. Un produs pe care l-am desfăcut este această pensulă. Arată super bine și cam acestea au fost produsele de primite de la Camelia. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate produsele. Le voi pune acum în cutie pe toate ca să le vedeți din nou. Sunt foarte încântată de produsele primite. Îți mulțumesc foarte mult pentru ele și eu sper ca pe viitor să mai colaborăm. Da, și cam asta este. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Vă rog să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Acum voi aranja toate înapoi ca să vi le arăt așa în mare. Pentru că pe pat mai am produse de la alte colaborări și nu pot să arăt acum. Ok, deci cam astea au fost produsele ce am primit de la Camelia. Le mulțumesc mult Cameliei pentru tot și vă urez o zi bună. Pa, pa!